După 11 ani de închisoare... Vrei, tu ești? Da, eu sunt. Ce faci, bre? Eu ce bine arăs când te-ai eliberat. Lucian se întoarce acasă. De ce ești prost, mă? De ce? De ce ești prost? Uite-te în ce hal ești și ăla o duce bine. Rare și fostul meu tovarăș. Când am pus-o, eu am intrat la pușcărie. Dar el trebuia să aibă grijă de Mariana, de nevastă mea și de fiul meu. Mariana? Știi cine e domnul? Hai, nu. Semen cu cineva. E tacto. Numai că nimic nu este așa cum s-a așteptat. Mariana, ce cauți tu în maghernița asta, Mariana? A unde vrei să stau? Lucrez la o fabrică de încălțăminte. Ai fost la doamna. Da? Și ce face? Rău. Foarte rău, da. De ce nu ai avut grijă de Mariana? N-am putut. Ai refuzat. Libanezul ăsta i-a dat țeapă lui Rareș. Vrei, nu ești cam curios? De ce nu mă sună el? Asta e de partea lui Pașa, că tactul nu și-a pătit datorii. Ce-ai pățit? M-a bătut unul trimis de Rareș. Poftim? Lucian Roman a fost eliberat după ce a stat 11 ani în închisoare, perioadă în care bărbatul a pierdut legătura cu toți prietenii săi. Un lucru este însă cert. Nu se simte dator nimănui și poate să aleagă singur ce drum vrea să urmeze. Lucian ajunge la bodega preferată, un loc aproape neatins de trecerea anilor. Un loc de care leagă multe amintiri. Ce te uiți, mă, așa pe mine? Ce vrei? Tavi, tăviuță? Ia, busulică. Dar tu cine, mă, taiești? Nu mai ții minte. Unde-i taică tu? Ha, ci că în rai. În ultima perioadă a vieții s-a cam dat cu pocăiții, cu alea. A pus botul la vrăjeală și... Ce crezi? A ajuns în rai, nu? A murit, a mierlit. Pare rău să aud asta. Dar când s-a întâmplat asta? Bă, dar tu de unde ești? De la poliție, de la Interpol? Că nu înțeleg. Chiar nu-ți mai aduce aminte de mine. Acum vreo 10 ani ți-am luat Adidas cu luminițe pe pernă de aer, ca așa ai vrut. Vrei, tu ești? Da, eu sunt. Mă, dar Lucică, tu ești, bre! Ce faci, bre? Eu ce bine arăs când te-ai eliberat. M-am eliberat. Dacă arăți bine. Da. Vrei să mor eu dacă te mint, ai dreptate. Am purtat Adidas și aia până pe la vreo 12-13 ani. Hai, să mor. Da, chiar dacă mă strângeau, tot i-am purtat. Mă bucur, uite, atunci. Așa, pentru sufletul tău, taică tu, adu-și mie una și una și dă-mi partea ta. Hai, te rog. Haide. Bre, tot vagabond ai rămas. No. Fii atent, îți dau. Ah. Dar să nu te înveți. Nu, știu cum minte. Da? Neavând unde să stea, Lucian merge direct la mama lui. Femeia trăiește singură într-o casă dărăpânată din apropierea bodegii. Ea a fost singura persoană care i-a trimis pachetele lui Lucian cât timp a fost închis. Ah! Ai și băut. Nici n-ai ieșit bine și te-ai luat de băutură, da? Că-i treaba ta. Tu, mamă, zi-mi mersi că sunt acasă. Da, da. Vezi că eu pot să te dau afară. Da. Dacă faci așa, pe nebuna. Poftim, vezi să mă dai afară din acasă. Poftim, mă dau afară din acasă. E bine aici? Ascultă, mama, ascultă-mă, nu vorbi așa cu mine. Nu vorbi așa, măgarule. Uite în ce hal e. Hai mai bine să mănânci ceva. Haide, că treci și mănâncă. Parcă ai fi bolnav, uită-te la tine. S-o-i rău, maică-mea asta. Avea dreptate tata când zicea, bă, asta la cât e de rea, o să trăiască 1000 de ani. Dar la momentul ăsta,
E singurul om care îi pasă de mine. În zilele următoare, Lucian, deși a căutat, nu și-a găsit nimic de lucru. Dar asta nu înseamnă că nu încearcă disperat să facă rost de niște bani. Zi-vă, știi să tragi cablu sau nu știi? Eu v-am spus că știu să trag curentul, dar e prea aproape de casă. Lasă-mă tu asta. Tu spune dacă ești în stare să faci lucrarea asta. Nu pierd timp aici. Sunt în stare să fac lucrarea, dar gândiți-vă. Ar trebui să făcut o schemă, să ne ducem mai încolo puțin. Aici e aproape, să ginesc. Aveți probleme după aia. Mă, tu faci mișto de mine? Ia de cablul ăsta încoace și lasă că mă descurc eu. Nu mai e. Ar trebui măcar să-mi dați niște bani. Bani? Pentru ce? Pentru deranj sau ce vrei să-ți plătesc? Păi v-am ajutat să cărați Gresia. Care Gresie, mă, prietene? Gresia a fost așa, să ne cunoaștem. Noi am bătut palma pentru curentul electric. Lasă-mă în pace. Nu e frumos ce faceți, eu o spun. Bine, mă. Ia dai 10 lei și vezi, poate iubi pe toți. Lasă-mă în pace, hai. Bineînțeles că puteam să-i trag fir. Dar era și zgârcit și prost. Mai bine mor de foame decât să mă încurc cu un fraier ca asta. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.